Bună ziua! Deși peste 30.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă și o treime din întreprinderile mici și mijlocii estimează că nu vor supraviețui până la sfârșitul anului și consecințelor negative economice ale acestei crize, guvernul continuă să acționeze împotriva intereselor cetățenilor de parcă nici nu ar fi criză. Dodon și Chicu au lăsat cetățenii de izbeliște nu le-au acordat suport agenților economici pentru menținerea pe liniile de plutire, iar acum, la sfârșit de ani, promovează o politică fiscală ruptă de realitate, care va continua, în opinia noastră, să aprofundeze criza și să lase oamenii fără locuri de muncă. La începutul lunii octombrie, guvernul Dodon Chicu a propus pentru consultare măsuri de politică fiscală pentru anul 2021. Analiza acestui document arată o abordare haotică și incompetentă a politicilor în interiorul guvernului, pentru că măsurile fiscale și vamale propuse vin în contradicție chiar cu obiectivele declarate în alte sectoare, cum ar fi în economie, în, med în domeniul mediului, în domeniul protecției sociale. Mai important, documentul de politici nu conține analiză de impact. Care ar arăta că guvernul înțelege cum aceste măsuri propuse afectează diferite categorii ale populației. Dacă analizăm ce propune guvernul, vedem că acest document nu conține propuneri de susținere a sectorului privat, în special pentru menținerea locurilor de muncă pe timp de criză. Din potrivă, unele măsuri sunt de natură să aprofundeze nedreptatea împăvărându-i și mai mult pe cei cu venituri mici. Și trecem la concret și vă dau doar câteva exemple. În primul rând se propune creșterea scutirilor personale pentru persoanele fizice cu 5%, deci de la 24.000 de lei până la 25.000 de lei, 200%, și majorarea scutirii pentru persoanele întreținute cu 50%, de la 3.000 de lei până la 4.500 de lei. Însă, concomitent, se propune dezicerea de scutirea pentru soț sau soție. Cu alte cuvinte, guvernul intenționează să ia scutirea pentru soț soție și maschează aceasta cu câțiva lei în plus la scutirea personală. Din nou, Dodon și Chicu fac ce știu mai bine, cu o mână dau și cu două iau. Această măsură va afecta în mod special familiile cu copii, în special cel, copiii cu vârstă mică. Ce se va întâmpla cu familiile unde părinții nu sunt angajați și sau se află în concediu de îngrijire a copilului? Ministerul Finanțelor spune în acest document că este o măsură care va stimula încadrarea în câmpul muncii. Pe semne că domnii de la minister nu știu că părinții sunt nevoiți să rămână acasă cu copiii pentru că nu sunt locuri în creșe, în grădinițe și pentru că nu sunt servicii alternative de îngrijire a copiilor pe care și le pot permite. Vedem că domnul Dodon se declară mare apărător al familiilor, dar iată că acțiunile arată exact invers. Moldova se confruntă cu o criză demografică gravă numărul de copii care s-au născut s-a micșorat cu 7.000 din anul 2016 până în 2019. Guvernul astfel trebuie în mod prerogativ, să fie o prerogativă pentru guvern să susțină familiile cu copii mici și nu să le înrăutățească situația. O altă măsură este creșterea cotei de impozitare pentru darea în locațiune de la o persoană fizică la o altă persoană fizică, să crească cota de la 7% la 12%. Cu alte cuvinte, spus mai simplu, dacă o persoană dă închirie un apartament altei persoane, impozitul va crește. În primul rând, aceasta va stimula evaziunea fiscală, deci această creștere de impozit într-un domeniu care este greu de urmărit. În al doilea rând, povara fiscală va fi transferată pentru cei care iau în locuțiune sau închirie aceste spații. Cu alte cuvinte, cei care dau închirie vor crește plata și uh, va afecta, aceasta va afecta în special pe cei care vin la Chișinău în căutare de locul de muncă uh, și nu își pot permite un apartament, trebuie să stea undeva în Chișinău. Și în al treilea rând, Modul în care vor fi aplicate cotele pentru persoane fizice și juridice este discriminatoriu și va dezavantaja anume persoanele fizice din cauza deductibilității unor plăți pentru persoanele juridice. Noi avem foarte mulți oameni care au muncit peste hotare și au investit într-un apartament pe care îl dau în chirie și anume aceste persoane vor fi dezavantajate în raport cu companiile de imobil, de exemplu. Încă o măsură este propunerea de a impozita cu 3% dobânzile persoanelor fizice. Ar părea că este o măsură bună care să încurajeze oamenii să nu țină banii în bancă, dar să-i facă să lucreze, să investească. Dar, din nou, această măsură este ruptă de realitățile oamenilor cu venituri mici și de realitățile Moldovei. Care este alternativa de investiții pentru oameni care au muncit? și au depus banii la bancă și acum primesc un venit modest din aceste depozit. Ratele scad și noi încă și impozităm, acum în criză. În multe țări, și aceasta este o soluție, există cel puțin un anumit plafon care permite ținerea depozitelor la bancă fără ca acestea să fie impozitate. Guvernul mai propune reținerea impozitului în mărime de 6% aplicată dividendelor, și propune ca această reținere să se realizeze doar în cazul distribuirii dividendelor către persoanele fizice. Cu alte cuvinte, cei care au venituri mari și își pot permite firme offshore, nici măcar nu trebuie să plătească acest impozit pentru dividende, iar persoanele fizice trebuie să plătească. Unde e echitatea fiscală, domnilor Dodon și Kiku? Tot la buzunarul vostru și a prietenilor, vă gândiți. Împovărarea pe timp de criză și pe timp de secetă este și mai mare pentru agricultori atunci când se includ taxele rutiere în accizele pentru produsele petroliere, fără ca să fie gândit un mecanism de aplicare. Teoretic, acesta poate pare un lucru bun: să plătească accizele pentru petrol cel care merge mai mult și cel care folosește drumul mai mult. Dar, cum vor fi compensate costurile și cum va fi aplicată această măsură pentru anumite categorii care sunt afectate disproporționat sau in inechitabil în opinia noastră. De exemplu, agricultorii folosesc multă motorină, dar nu merg pe drumuri. Care va fi abordarea față de ei? Diaspora va continua să plătească vineta când vine acasă și accizele vor fi sporite care este atitudinea statului față de această categorie? Sunt multe întrebări fără răspuns. Însă toate arată, de fapt, același lucru. Guvernarea Dodon-Chicu este o guvernare irresponsabilă care, în loc să aibă grijă de oameni și afaceri, pune și mai multă presiune pe ele. O altă măsură. Guvernul propune plafonarea și eliminarea unor taxe locale. Aceasta este făcut fără a ține cont de autonomia locală sau fără cel puțin a se consulta cu autoritățile locale. Am văzut că Congresul Autorităților Locale și-a exprimat deja profundă îngrijorare cu abordarea simplistă și lipsită de respect a Guvernului. Eliminarea acestor taxe va afecta bugetele primăriilor. Doar în Chișinău, Efectul negativ al acestor decizii este estimat la 1,5 milioane de lei. L-am văzut pe domnul primar Ion Ceban ținând copăceii pentru Igor Dodon, dar nu l-am văzut să iasă în apărarea chișinăuienilor atunci când este afectat bugetul Chișinăului. Evident, există și partea pe care o susțin agenții economici. Aplicarea acestor taxe trebuie să fie rezonabilă, trebuie să fie făcută în mod consultativ. Și în acest caz trebuie de găsit un echilibru între interesele autorităților locale și între interesele agenților economici. Aceasta însă se face într-o formă colaborativă, operând cu date și cu analiza impactului și cu soluții de consens. În sfârșit, guvernul vine și cu propunerea de a elimina câteva taxe de mediu. Taxele de mediu reprezintă nu doar un instrument de impozitare sau de taxare, dar este de fapt o pârghie economică care vine să soluționeze problemele de mediu și să încurajeze un anumit comportament care nu are impact negativ asupra mediului înconjurător. Și aici vedem o abordare duplicitară. Pe de o parte, se declară importanța mediului, se adoptă strategii, unde inclusiv se scrie despre taxele de mediu și menirea lor, se să descopaci, iar pe de altă parte, se elimină taxele care ar demotiva agenții economici de a se implica în comportament nociv pentru mediu. Așadar, iată rezultatele guvernării Chicu Dodon. Împovărarea familiilor prin luarea scutirii pentru persoanele, pentru soț și soție, persoanele fizice, creșterea prețurilor la chirie pentru, prin majorarea impozitului, taxarea oamenilor care au adunat bănuți cu bănuți pentru zile negre, avantajarea unor companii mari în detrimentul uh, întreprinderilor mici și uh, prin impozitarea dis discriminatorie a persoanelor fizice, împovărarea, Agricultorilor și instaurarea unui haos în aplicarea impozitelor. Domnilor Dodon și Chicu, nu așa se dezvoltă economia unei țări. Nu așa se crește competitivitatea economiei. Nu așa se oprește plecarea tinerilor și sărăcirea țării. Avem nevoie de un președinte și o guvernare responsabilă care înțelege că politica fiscală trebuie îndreptată în primul rând spre susținerea întreprinderilor și crearea locurilor de muncă pentru oameni. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte, Maia Sandu, a venit cu un plan detaliat pentru depășirea crizei economice și relansarea economiei în programul său prezidențial. Maia Sandu și-a asumat drept obiectiv național crearea Locurilor de muncă bine plătite acasă, în primul rând, prin eliminarea presiunii pe antreprenori și susținerea creșterii afacerilor. Astfel, pentru ca economia să producă și oamenii să aibă locuri de muncă, regulile trebuie să fie clare și predictibile, iar modul de administrare fiscală, în special pentru întreprinderile mici, trebuie fundamental regândită. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat deja în Parlament o serie de inițiative legislative în domeniul fiscal, inclusiv referitor la simplificarea regimului de impozitare pentru întreprinderile mici, aplicarea mai echitabilă a amenzilor, modul de încurajare a tranzacțiilor fără numerar. Însă toate aceste inițiative se prăfuiesc în Parlament. În aceste condiții, cerem guvernului câteva lucruri majore. 1. Să vină cu acțiuni clare de salvare a economiei și sprijinire a întreprinderilor. Să se așeze imediat la masa de discuții cu agenții economici și să vină cu o politică fiscală axată pe susținerea agenților economici și să facă, ca să facă față crizei și să mențină locurile de muncă. Modificările trebuie să fie minime și să se concentreze pe contextul actual și prioritățile în această criză economică. Să vină, punctul numărul 2, să vină cu ajutor pentru cetățeni, mai ales pentru familii și oameni nevoiași. Să analizeze în mod adecvat impactul măsurilor de politică fiscală propuse asupra diferitor categorii de persoane, în special asupra familiilor și persoanelor cu venituri mici, precum și asupra unor ramuri care sunt îndeosebi lovite de criza pandemică, cum ar fi agricultorii, transportatorii, întreprinderile din sectorul Horeca și turismului. 3. Să asigure claritate și predictibilitate. Să explice foarte clar, atunci când vine cu anumite politici fiscale, care va fi mecanismul detaliat de aplicare a, a acestor modificări fiscale? 4. Să se amâne orice modificare ce nu vine în sprijinul imediat și direct al cetățenilor și oamenilor de afaceri. Companiile au nevoie de această stabilitate fiscală întotdeauna, dar mai ales pe timp de criză. Partidul Acțiune și Solidaritate va elabora pe platformă parlamentară propuneri și amendamente adiționale la cele făcute deja, care să corespundă cu viziunea noastră de dezvoltare economică și socială a țării. În calitate de președinte, Maia Sandu va lucra cu Parlamentul și cu Guvernul pentru a promova planul său de repornire a economiei. Întreprinderile trebuie ajutate de stat să creeze locuri de muncă, și să ofere salarii bune acasă. Noi credem că putem construi o țară prosperă și vom munci împreună pentru acest lucru. Vă mulțumesc. Sunt care o întrebări? Dacă nu, mersi mult. Varbire.